Am revenit, suntem în direct la Orențiu Ivan, director la Servicii Publice Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara, domnule director, și bine ați revenit în jurnal. Bună seara, bine v-am regăsit. Începem dialogul din această seară cu activitățile din această perioadă. Ce activități sunt prioritare la Servicii Publice Iași? Pentru noi sezonul acesta este un sezon plin, pentru că am început deja amenajările peisagistice în cadrul orașului. Mai mult decât atât, bine, poate anul acesta am fost un pic întârziați față de anul trecut din cauza vremii, dar totuși spunem că suntem într-o fază înaintată cu diferite tipuri de amenajări. Practic, pe tot cuprinsul municipiului desfășurăm lucrări de amenajare peisagistică. Și unele din ele care ample. O parte au fost continuate de anul trecut și tot așa. Ca să înțelegem mai bine aceste amenajări, ce implică? Pe noi ne interesează foarte mult cum va arăta Iașiul de Paști, de exemplu. Bine. Că suntem surprinși de fiecare dată. În acest an de Paști va fi, zic, mai frumos decât anul trecut. Și datorită faptului că în acest an Paștele pică în jur datei de 1 mai, deci timpul este mult mai înaintat. Sperăm să nu mai fim în starea de urgență. În starea de urgență. Sperăm de tot să nu mai fim așa. Și în acest an locuitorii orașului vor putea admira și florile plantate până de ziua de Paște. Pentru că noi preconizăm ca după florii, chiar în acea săptămână, ultima săptămână, în săptămâna mare, să putem planta primele șarje, să spun, din florile anuale din acest an. Suntem obișnuiți ca primăvara să ne surprindă cu zeci sau chiar sute, îmi spunea dumneavoastră, de soiuri de lalele și anul acesta va fi la fel, dar diferit, spuneați dumneavoastră. În acest an am încercat și alte tipuri față de anul trecut, pentru că trebuie să recunosc că tot timpul încercăm să introducem noi tipuri de flori. Lalele nu fac excepție, vor fi tipuri pe care nu au mai fost până acum plantate în oraș. Din păcate, din cauza timpului friguros, ele sunt în urmă cu inflorescența, dar până de Paște clar vor fi înflorite. V-am spus că până de Paște vrem deja să plantăm florile anuale, care în două săptămâni vor ajunge la maturitate prima șarjă. Și deci avem în acest moment undeva la 120.000 de flori prima șarjă, care vor fi apte de plantare în ultima săptămână din această lună. Adică vorbim de cealaltă campanie de plantare, nu? Vorbim de celălalt tip de flori, florile anuale, care se plantează în această perioadă și până în vară și vor rezista până la căderea brumei. Dar plantările de lalele au început deja, să plantările înțeleg. Plantările de lalele au fost plantate din toamna trecută. Așa. Nu prea suntem specialiști noi în domeniu, așa. În pământ în această perioadă, au germinat și acum ați văzut că deja sunt răsărite. Nu sunt înflorite, dar sperăm într-o săptămână, două maxim să fie. Toate aceste flori, plante, de unde vin, care este drumul lor până ajung? Materialul seditor, mă refer bulbii de lalele. Lalele sunt aduse din Olanda pentru că reprezintă furnizorul clasic pentru acest tip de flori. Materialul seditor, de regulă vorbesc aici de acel baby plant, este adus din străinătate, dar ele sunt crescute și produse în sera noastră proprie, toate florile. În acest an vrem să ajungem la 1 milion de flori produse de noi în sera noastră. Mai ales că în acest an am reușit și deja extinderea serei cu încă 40% din suprafață, fapt care a dus la mărirea și capacității de producție. Sute de specii, să înțeleg că se găsesc în această Sunt foarte multe seră. Specii, soiuri, pe tipuri, pe varietăți de flori. Încercăm tot timpul să introducem într-un număr mic și specii noi, care vrem să vedem cum se aclimatizează la noi în clima noastră din zonă.
Eu... În seară să înțeleg că se lucrează pe durata întregului an, acolo nu da, există doar seară, perioade, așa? Așa este. Seara este plină și la ora actuală și pe măsură ce florile vor fi plantate, le vor lua locul alte flori, un alt ciclu de producție. Există în această perioadă 4 cicluri de producție numai pentru florile anuale. În afară de lalele, cu ce alte flori ne bucurați în primăvara aceasta? În primăvară vor fi mușcatele, vor fi petuniile pe care deja le vom planta. Noi și adresez pe această cale o invitație locuitorilor municipiului de a participa săptămâna viitoare. Va fi organizat pe pietonal un târg Floralis, unde vor veni mai mulți producători de flori. Bineînțeles și noi vom fi prezenți cu amenajare, cu tipuri de flori, cu oferta noastră legată de partea aceasta de activitate. Iar noi, ca și cetățeni, putem cumpăra de la servicii publice anumite specii, da? Totul se poate achiziționa, se pot achiziționa flori, se pot achiziționa servicii, pentru că trebuie să... Și mai importante, exact. Să știm că deja cererea pentru servicii de amenajare peisagistică a crescut în ultimul timp. Spuneați că în câteva săptămâni încep și alte plantări. Vorbim de specii anuale, le-ați numit dumneavoastră. Da, florile anuale. Dar în afară de aceste flori, acum plantăm și arbori și arbuști și garduri vii. Noi facem amenajările unde, știți, montăm covori de gazon, irigații și tot ceea ce presupune un ansamblu. Facem alei, dacă o să mergeți în Copou și ați văzut, cred că anul trecut a fost demarat un proiect pe bulevardul Carlos, stânga-dreapta, parcul Grigore Ghica Vodă. Ne-am oprit cu amenajarea în dreptul stadionului, de la stadion până la agronomie, iarăși va fi amenajat tot acel spațiu stânga-dreapta. Deci vorbim de suprafață foarte mare, o suprafață care va fi un nou parc, de fapt, pentru Iași, pentru că în perioadele de vară și nu numai, când sunt foarte aglomerate Grădina Copou și Parcul Expoziției, se creează o densitate foarte mare de oameni și automat aceste parcuri noi vor primi un număr și mai mare de doritori. Dar în general, domnule director, care zone din Iași au prioritate când ne vorbiți de aceste amenajări? Nu, eu v-am spus... Centru e clar, e centru. Da, dar nu neapărat, pentru că dacă acum putem vorbi de centrele de cartiere, pentru că în fiecare cartier, noi cum suntem structurați ca și activitate, avem un centru de spații verzi în centru, dar avem un centru de spații verzi și în Poatie, de exemplu, în zona Poatie-Buciu. Avem un centru de spații verzi și în zona Tătărașului. Adică ele sunt împărțite astfel încât să acopere întreaga suprafața orașului. Și unul, Mircea, Alexandru. În fiecare din aceste centre se desfășoară amenajări, atât în locurile publice, mă refer la piațete, scoaruri, parcuri, dar amenajăm noi parcuri acolo unde identificăm posibilitatea, dar amenajăm și zonele dintre blocuri, pe care le-ați și văzut, de fapt, în unele zone din oraș, cum au fost amenajate ca niște parcuri mai mici, unde locatarii din acele blocuri pot petrece timp afară într-un spațiu amenajat, plăcut, curat. Pot interveni cumva și locatarii în toate aceste activități, cum când vorbim de amenajarea acelor spații să printre blocuri și cum anume? Locatarii intervin deja, pentru că dacă... Cu ajutorul chiar, mă refer, doar cu vorba. Așa. Da, dacă la început a existat o suspiciune cu privire la... pentru că este o inerție, de ce să nu recunoaștem. Ulterior, văzând că în imediata lor vecinătate un spațiu a fost amenajat, au venit cu solicitări din acest punct de vedere. Mai mult, se oferă pentru a întreține, dar partea de întreținere pentru aceste spații o asigurăm noi, pentru a uda unde este cazul, pentru a necesiza, pentru a păstra, pentru că trebuie să vă spun, este mai important să reușim să păstrăm ceea ce este amenajat decât neapărat să fac ceva. Pentru că în momentul în care noi venim, am amenajat o zonă și zona respectivă se păstrează în maniera aceea, ne este mult mai ușor ulterior să facem și zona din imediata vecinătate.
Aveți parte și de situații mai puțin plăcute, avem, în care locatarii nu prea respectă, și care este mesajul în acest sens? Sau mai puține în ultima perioadă, domnule director? Rugămintea noastră este, măcar dacă nu se poate face ceva, măcar să nu se strice ceea ce se face, știți? Dacă s-ar păstra ceea ce facem, pentru că deja sunt multe, pot apărea defecțiuni sau în sistemul de irigare sau pot apărea alte situații accidentale. Dacă mai și se intervine și se strică ceea ce există deja, ajungem într-o situație în care putem să nu mai reușim să gestionăm tot. Dar atenție, cei care strică, nu păstrează, s-ar putea să fie sancționați de către organe. Spuneați dumneavoastră că se plantează și arbori și arbuști, la fel în toate zonele? În toate zonele, pe aliniamente, ați văzut. Și noi, ce fel de arbori și arbuști? În linii foioase, în special, și rășinoase. Noi avem, deci foioase, tei, frasin, după cum știm, s-au plantat în toți acești ultimi ani un număr foarte mare de tei, continuăm, pentru că dacă avem un aliniament de tei, continuăm cu completarea copacilor tot din acea specie. Și tei în special unde sunt plantați? Pe aliniamente, dar și în parcuri sau scoaruri, unde se amenajează pentru, sau unde a fost îndepărtat un copac bătrân, bolnav, rupt, pentru că a fost îndepărtat, se vine și se plantează în loc alt. La fel, în seră sunt crescuți acești? Nu, noi lângă seră, deci în aceeași zonă avem și pepiniera. Pepiniera producem arborii, arbuștii, plantele perene, iar în seră florile. Așadar, toate aceste plante și de arbori și de arbuși sunt produse în marea majoritate, pentru că ciclul de producere a unui arbore este mult mai îndelungat decât a unei flori. O floare într-un an am produs, sau în câteva luni am produs-o în acel an. Un arbore trebuie să crească, să-l ținem de mult timp, ani de zile. Și de aceea, noi, pe măsură ce am livrat din producția noastră, trebuie să venim să completăm. Ciclul de producție este mai îndelungat și de aceea ori din fondul forestier, cu care colaborăm foarte bine, ori din alte pepiniere, pe partea de arbori, mai achiziționăm arbori în fiecare an, pentru că noi nu avem suprafața necesară și nici arborii plantați în anii precedenți ar fi trebuit de 10 ani, de 9 ani să tot fie plantați arbori ca să putem folosi acum în oraș. Dar dacă am vorbit ca și procentaj, cam cât la sută creșteți în acum, pepiniera? Din ceea ce plantăm, cam 50% plantăm din producția proprie, iar 50% din ce am achiziționat chiar și zilele acestea de la Direcția Silvică am achiziționat. Deci aici din România, din Iași. Din Iași. Spuneți cumva că vremea v-a cam dat anumite planuri peste cap în perioada asta. Cam cu câte săptămâni ați rămas în urmă? Nu neapărat. Dacă ne uităm la calendar, vedem că suntem în aprilie, este ok, mijlocul aprilie, dar după cum am fost obișnuiți anul trecut, dacă vorbim de anul trecut, spunem că suntem cu 2 luni în urmă. Pentru că anul trecut, în ianuarie, făceam amenajări și plantam și pregăteam teren. Am avut teren. Parte de o altfel de vreme. Altfel de vreme. Nici așa nu ne dorim, pentru că trebuie să ne aducem aminte că a fost un an secetos, în care o perioadă foarte lungă de timp n-am avut apă și dacă nu existau acele sisteme de irigație, totul ar fi fost uscat. Se putea face o comparație foarte bună în lunile de vară de zonele care erau amenajate și care aveau asigurate irigații și zonele care erau neamenajate, unde era deja vegetația îngălbenită și uscată. Dar în acest an sperăm să recuperăm decalajul față de anul trecut, în sensul în care, cum și vremea ne permite, pentru că trebuie să nu plouă ca să putem lucra pământul, trebuie să nu plouă ca să se poată extrage covorul de gazon. Exact. Totul este în funcție de vreme. Depindem de vreme. Și apropo, domnule director, apropo de sistemele de irigare, la acest capitol cum ne clasăm? Unde se clasează municipiul Iași? Avem suficiente? Deci toate zonele amenajate, orice zonă pe care o vedeți amenajată în Iași are sistem de irigație automat. Din acest punct de vedere stăm bine și de aceea nu facem rabat pentru nicio zonă nouă care se amenajează,
pentru a fi montat acel sistem de irigație. Pentru că apa este esențială în orice proiect de acest gen. Iar dacă ar fi să continuăm cu acest calendar de lucrări, în vară ce urmează? În vară urmează aceleași amenajări, pentru că ele se pot desfășura pe tot timpul anului, după cum v-am spus, plantele pe care avem și plante crescute în ghiveci. Așa. Acestea se pot planta oricând în timpul anului, chiar dacă sunt în vegetație. Gazonul putem monta, celelalte lucrări de amenajare le putem face, alei, mobilier urban, pentru că trebuie să știți că noi, tot noi ne ocupăm și de aleile din parcuri și confecționarea mobilierului urban. Florile le avem în seră, deci nimic nu ne oprește pentru a putea face pe parcursul întregului an amenajări. Ne așteptăm la noi mobiliere urbane în această avem în proiecte, acest an? Cum am făcut în fiecare an, pentru că și în funcție, am încercat să le adaptăm și în funcție de proiectele noi pe care le-am realizat. Dacă aminteam de parcul Ghica Vod, ați văzut acele bănci lungi, curbate, pe care copie de fapt profilul aleii și am spus că se pretează foarte bine pentru acea zonă, pentru că vrem să atragem oamenii în acele zone și mobilierul urban face parte din acest peisaj, știți? În ceea ce privește echipa de la servicii publice, cât personal aveți? Câteva minute până la sfârșitul jurnalului ne spun colegii, dar cred că reușim să dezbatem și acest ca număr aspect. Total de personal, noi suntem 600 de, avem 600 de angajați, dintre care marea majoritate, 300, lucrează în spații verzi. Cum v-am spus, spații verzi, tăieri, toaletare, arbori, producție... Oamenii pe care îi întâlnim pe teren, așa. Și nu numai, pentru că întâlniți și ceilalți colegi de-ai mei care lucrează în partea de construcții, versanți, ei tot pe stradă își desfășoară activitatea sau în zonele publice. Avem partea de atelier care produce acel mobilier urban și nu numai, pentru că gama de activități este foarte vastă. Și, bineînțeles, avem personal care asigură administrarea cimitirilor, administrarea și întreținerea cimitirilor. O să discutăm și despre administrarea cimitirilor într-o altă ediție, domnule director. Vă mulțumesc pentru aceste informații. Cu plăcere. Spor în toate și vă așteptăm și mulțumesc cu alte noutăți. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.